Salutare și bine ai revenit pe blogul meu. M-am gândit să fac un scurt video despre acest roboțel construit de mine în urmă cu ceva timp și să vedem câteva dificultăți pe care eu le-am întâmpinat în realizarea acestuia, câteva greșeli pe care eu le-am făcut și sper să învățați din aceste greșeli. Pentru prima versiune a acestuia funcționează exact cum am așteptat și funcționează fără probleme. În partea inferioară găsim 13 baterii grupate câte 6 în serie și 2 grupuri în paralel. Am folosit baterii reîncărcabile, deoarece aveam foarte multe și nu vreau să investesc la acel moment în baterii litiu-polimer. Asta s-a dovedit a fi o greșeală destul de mare, deoarece acest tip de baterii nu oferă o autonomie foarte mare și sunt foarte vechi. Dar, având în vedere că aveam un buget restrâns, am mers pe această soluție. Funcționează, dar pentru o perioadă nu foarte îndelungată de timp. Pe următorul nivel avem reductoarele pentru cele două motoare DC standard. Aici avem cele două motoare, o placă de forță și un regulator liniar pentru alimentarea Raspberry Pi. De fapt, Raspberry Pi-ul este alimentat prin două astfel de regulatoare montate în paralel. 6 baterii alimentează direct Raspberry Pi-ul și 6 baterii alimentează direct motoarele DC, iar pe placa de forță există un al doilea regulator liniar care, pus împreună cu acesta, îmi oferă două regulatoare liniare de 5V în paralel. Placa de forță folosește o punte H standard L298N până la 2A. Am testat motoarele în sarcină și nu consumă atât de mult curent. Este oarecum overkill, dar a fost un compromis destul de bun. Întrucât am încercat și L293, dar se încălzea excesiv și probabil ajungem la un moment dat să ardă tranzistoarele interne. Ca să controlez robotul în remote, eu folosesc o aplicație numită PATI. O găsiți în foarte multe tutoriale despre Raspberry Pi. Este foarte, foarte ușor de configurat, foarte flexibilă. Ne-am legat pe Raspberry Pi. Haideți să aruncăm o privire și asupra codului. După cum puteți vedea, aplicația este scrisă în Java, folosesc câteva librării realizate pentru Raspberry Pi, și anume P4G și Wiring Pi. Aveți nevoie de aceste importuri pentru a controla, pentru a compila corect aplicația. Am numit-o Explorer Control. Aici avem un server pe care îl creăm și avem nevoie de portul 1698 pentru a accepta date. Inițializăm pinii și aici verificăm datele pe care le primim prin intermediul serverului. Nimic spectaculos. Primim datele UD, left sau right și astfel controlăm starea anumitor pini. În acest pentru app controlăm pinii 11 și 16 și ținem la un nivel logic ridicat pentru 1000 de milisecunde. Comanda este transmisă către placa de forță. Ei bine, serverul așteaptă clientul și am să vă arăt o modalitate destul de simplă prin care puteți crea un client virtual, ca să zic așa, și voi trimite date prin tel. Avem nevoie de adresa IP a Raspberry Pi-ului și portul pe care l-am setat în aplicația noastră. Și asta este tot ce trebuie să facem. Și acum trimitem comenzi către motoare. Nu știu de ce n-am făcut o verificare inițială, doar de la a doua comandă aplicația rulează corespunzător. Din intermediul clientului trimit comenzi, iar roboțelul se mișcă corespunzător.
Cam acesta ar fi roboțelul controlat cu Raspberry Pi. Câteva sfaturi pe care aș putea să vi le dau și pe care le-am învățat din construcția acestui prototip este faptul că nu ar fi bine să folosiți regulatoare lineare pentru alimentarea plăcii de dezvoltare. Cam atât despre acest roboțel. Pe data viitoare!